Iubiți frați și surori, stimați ai casei Domnului, mă bucur că după un oarecare timp Dumnezeu a rânduit să ne revedem fețele în casa Domnului de aici. Mă bucur de prezența dumneavoastră în locul acesta, cu toate că poate a fost o zi mai grea pentru mulți dintre dumneavoastră, oricum este un final de zi. Vă apreciez că ați venit în casa Domnului și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră la oaltă. Amin. Vă aduc salutări sfinte și frățești de la bisericile pe care le slujez din România, de la bisericile pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât în alte țări cât și din Austria, cu harul, pacea și îndurare să vă fie înmulțite tuturor. Amin! Amin. Nu sunt într-un expert în introduceri, în prezentări și așa mai departe. O să intru direct în versetul pe care fratele l-a citit. Și dacă a citit, a debutat slujba cu versetul acesta, vă recitesc. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Amin. Înmulțirea autentică a bisericii este doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De foarte multe ori comunitățile noastre se înmulțesc și din alte cauze. Din migrație, de exemplu, este cazul celor din Spania care vin la dumneavoastră sau din Italia care vin la dumneavoastră. Și considerăm noi că biserica s-a înmulțit. Ei sunt înmulțiți prin faptul că sunt adăugați la biserică acolo unde au fost. Și e bine că se mulțește biserica zonală și cu frați de genul acesta. Însă, a înmulțirea autentică a bisericii este atunci când Duhul Sfânt îi adaugă din lume la biserică. Și singurul care poate face lucrul acesta în pomenit deja este doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Noi trebuie să veghem, stimații mei, frați și surori, că trăim într-o lume seculară care bombardează mintea copiilor noștri, adolescenților și a tinerilor. Bombardează mintea celor maturi. Sistemele de gândire sunt altele, sunt tipare care se așează pe mintea oamenilor și încearcă să-i corupă spre sistemul acesta păcătos, lumesc și departe de, parte de fa fața Domnului. Ori aș vrea să vă spun, totdeauna la dispoziție este cineva care poate Dărâma orice, întăritur, orice întăritură, orice filozofie și orice gândire. Și acesta este doar Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt se implică doar când noi facem niște lucruri. Spune scriptura în ultima parte a versetului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Păi, da, avem predicatori buni. Frații mei, cu predicatorii vin și aduc dovezi. Vin și prezintă cât mai bine. Îmi dau și o seama când sunt la Evanghelizare, încerc să-i captivez pe, pe frați dacă biserica nu are frică de Domnul, nu au nicio treabă, beau apă, mănâncă sâmburi, cu tare, predicatorul acolo, vrea să asculte, el își lasă copilul să pe adunare, pentru casa Domnului orice, De ce? Pentru că nu-i teamă de Domnul, nu-i respect, nu Și l-am pierdut pe om. Îl văd că e atent, aproape după ce treci copilul lor lângă dânsul, se plimbă cu mașinuța în fața lui și gata, l-am pierdut. Când rea ideea, da, da. Pentru că, ori frații mei, eu îmi fac datoria, dar sunt blocat câteodată. Dar dincolo de blocajele acestea, există cineva care pune un cuvânt acolo și care nu-l lasă doar în noaptea și care îi spune doar cuvântul ăla care l-a prins el și începe să-l repete și începe să-i aducă argumente. Și acesta este doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însă Duhul Sfânt se implică, frații mei, la copiii voștri, la nepoții voștri, la tinerii din prejurul vostru, la oamenii în mijlocul cărora trăiți, doar dacă biserica și noi facem anumite lucruri. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, care îl aduce pe Duhul Sfânt la lucru, este umbla în frica Domnului. A umbla în frica Domnului înseamnă nu numai să cunoști ce vrea Dumnezeu, ci să umbli conform voii lui Dumnezeu. Să te intereseze ce îi place Domnului și ce nu-i place Domnului. Nu cumva să te trezești că faci lucruri pe care Domnul le urăște și tu le repeți pentru că așa vrea mușchitei. tăi, pentru că așa vrei tu, că așa-ți place ție. Și la un moment dat să vrei să fii și ascultat că copilul tău nu știu ce face și spui, tată, numai tu poți să-l întorci. eu am făcut până acum ce am vrut eu, așa mi-a plăcut mie, Doamne. Tu mi-ai spus mie să mă lăs de pescuit să vin la adunare. Tu mi-ai spus mie să mă lăs de cutare și să mă... Dar eu am făcut ce am vrut eu. Acum când copilul meu n ascultă și îl vreau la botez cu ceilalți, de -o seamă cu el, te rog să mă asculți. Și Dumnezeu spune, n-ai umblat în frica mea. Tu vrei, e adevărat, te doare inima, dar n-ai umblat în frica mea. Ai făcut numai ce ai vrut tu. Ce ți-a plăcut ție? Ți-a plăcut să te numești creștin, să ai avantajele de creștin? Dar efectiv, n-ai umblat în frica Domnului. Pentru că singurul sentiment și atitudine care ne leagă corect de Domnul, nu iubirea de Domnul. Pentru că noi nu știm să iubim. Noi nu știm să ne iubim copiii, nu știm să ne iubim soții sau soții, stimate surori. Nu știm. Noi iubim profitabil, așa cum spunea salmistul. Iubesc pe Domnul că cel aude. Dar dacă da, da, nu aude? Dar dacă nu îmi răspunde? Da, dacă spune nu. Da, da, nu mai vin. Nu mă interesează. Păi cum tu ai făcut legământul numai când îți convine? Ai făcut legământul să-L slujești pe Domnul doar când îți e să ții paciența? Doar când Dumnezeu îți împlinește toate mofturile și scrifosările tale? Pentru că așa m-am rugat Domnul și așa, Domnul îmi face tot ce spun eu. Până la toată urmă spun întrebare, cine e Domnul? Nu cumva ești tu? Ori, stimații mei, Domnul e mult mai înțelept ca noi. E singurul înțelept, slăvit fie numele. Și sentimentul care ne leagă corect de el este frica de Domnul. După ce ai frică de Domnul, iubește-l la maxim. Dar dacă nu ai frică de Domnul, vei face numai și-ți convine. Augustin spunea și mulți teologi au luat citatul ăsta lui Augustin care spunea iubește pe Dumnezeu și apoi fă tot ce vrei. Iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Se referea la sensul bun, adică domnule, iubesc pe Dumnezeu și atât din persoana pe care o iubești nu o deranjezi făcând lucruri care nu-i plac. Ăsta este sensul care l-a folosit Augustin. Dar creștinătatea lor, eu iubesc pe Domnul, ce are dacă trăiesc în păcat? Dar eu iubesc pe Domnul, frate, și dacă ți-am furat lucrurile respective. Eu iubesc pe Domnul. Domnul e bucuria mea, mi-aș păzăști când plec să eu ce nu mi a împarține. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, sentimentul care ne leagă corect de Domnul este frica de Domnul. De aceea apare în Ieremia, după ce om, Domnul a încercat cu poporul lui privilegiat și a ales, să-i arate dragostea sa, să-i arate, să, să pornească pornească foarte des pasaje profetice. Domnul se compara cu un logodnic care își iubește logodnica, logodnica fiind Israelul și aștepta ca ea să-l iubească. La cât o făcut el pentru el să trezească un sentiment de îndrăgostire față de Domnul. Dar de unde? În continuu Israelul îl iubea pe altcineva. Era sponsorizat de Domnul, era ajutat de Domnul, dar iubea pe altcineva. Și atunci Domnul vine și spune, am să fac un legământ nou, un legământ veșnic, ca să nu mi se mai întâmple să fiu dezamăgit în dragoste. Ieremia, capitolul 32, versetul 40, spune așa, Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și atenție, și le voi pune în inimă, și noi ne-am fi așteptat, dragostea de mine. Nu, frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depăr... ca legământul să fie veșnic. De aceea nou legământ, că există oameni care spun, frate, metale le vorbești de frica de Domnul. Au fost pe Sinai, au fost fulgere, tonite, însă și Moise care o sta cu Dumnezeu 40 de ani, 40 de zile cu Domnul a stat acolo, Moise la un moment dat a spus, sunt îngrozit și tremur. Asta e sinaiu cu frica, Golgota. Este locul iubirii. Da, dacă te uiți numai la jertfa lui Hristos. Dar de ce a murit Hristos? Pentru că Dumnezeu, pe lângă faptul că ne iubește, este și drept. Hristos a fost pedepsit pentru păcatele noastre, dacă citiți în Isaia. Noi am crezut că este lovit de Dumnezeu, dar El era pedepsit pentru păcatele noastre. Pe Fiul Lui l-a pedepsit ca să ne primească pe noi. Pentru că, iubiții mei, Golgota nu-i numai dragostea lui Dumnezeu, este și dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea e foarte important în suveranitatea și dreptatea lui Dumnezeu noi să ne îmbrăcăm cu frică de Domnul. De aceea biserica primară, fiecare era plin de frică. Fiecare trăia în frică aceasta. Frica de Domnul, frații mei, se manifestă în cadrul bisericii Domnului prin atitudinea de respect pe care o ai față de Domnul. Totdeauna îți pui întrebări, ce zice Domnul? Prietenii zic, soțul zice. Soția zice, s-ar putea așa, așa, întrebarea principală pe care ți-o spui, ce părere are Domnul aici? Pentru că mie îmi pasă de ce spune Domnul. Mă interesează părerea Lui. Nu mă interesează că fac toți. Nu mă interesează că li se pare bine la toți. Pe mine mă interesează ce zice Domnul. Pune-L în toate planurile tale. Gândește-te la aspectul acesta. Pentru că frica de Domnul asta înseamnă. Pentru foarte mulți, pocăința e foarte grea de trăit. Tocmai în sistemul ăsta al fricii de Domnul. Pentru că e dificil. Frica de Domnul te ajută la problemele cele mai grele, cele mai dificile, doar dacă ai frică de Domnul. Dacă n-ai frică de Domnul, e foarte dificil de trăit în poia Domnului. Când eu eram adolescent, încălzeam în casă la vremea aceea cu butelii de aragaz. Știți majoritatea dumneavoastră ce înseamnă butelii de aragaz. Când se gătea gazul din butelie, butelie era ușoară. Eu, un băiat de 10-12 ani, luam butelia în brață și mă duceam să mă duc să o schimb. Problema este că când mi-o schimba și era plină, după 50 de metri mă doreau șalele, pentru că nu mai puteam să o duc. Era foarte grea. Și atunci oamenii au inventat altceva. Au inventat un fel de căricior de butelii. Punei butelia în căricior și cu căriciorul de butelii, butelia nu mai era grea. Mântuirea e foarte scumpă, ni s-a dat, e foarte, spunea autorul Epistolei către vei, o mântuire atât de mare. Asta ne-a dat-o Dumnezeu prin har, ne-a dat-o. Dar ca să duci mântuirea asta până la capăt, trebuie să o duci tu. Nu ți-o duci, ți-o dă Dumnezeu prin Hristos, dar tu trebuie să o duci până la capăt. Ca să o duci tu până la capăt e foarte greu. E dif, extraordinar dificil de greu. De aceea mulți după o bucată, gata, nu mai pot. Nu mai, o fost așa la un moment dat. De aceea ni s-a dat un fel de căricior de butelii, care este frica de Domnul. Când ai frică de Domnul, duci mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Când ai frică de Domnul, nu leși pocăința deoparte, mântuirea deoparte. Pentru că asta e o valoare inestimabilă. Înainte de a veni Domnul să ne dea răsplata și cu una, vine hoțul. Vine hoțul și dacă nu ești atent, hoțul nu vine după nasturi. Hoțul nu vine să-ți furi hibrituri, nu, nu se riscă el pentru asta, hoțul fură valori, hoțul sufletelor noastre nu-ți va lua jeepul din parcare, că nu-l interesează, hoțul nu-ți va lua casa, că nu-l interesează, dar mântuirea aia e atâta de mare, dacă tu o lași jos, te-ai săturat de pocăință, te-ai plictisit de adunare, te-ai săturat de frați, te-ai sătura de biserică și o lași jos și numai puțin să trăiești ca lumea, când te-ai întors nu o mai găsești. Ți-a luat-o. De aceea, foarte mulți oameni care au spus: Domnule, ei sunt decor, puțin, puțin ies de decor. Îmi rezolv problemele cu asta, după care n-au mai avut ce lua. Imită ceva ce a fost. Atâta tot. Dar nu mai au. Pentru că, iubiții mei, odată ce ți-a dat valoarea asta, trebuie să stai cu ochii pe ea. Pe mântuire, pe salvare, toate astea sunt duse în combinație. Și amintiți-vă, domnule, că autorul. Apostolul Pavel în Filipeni spunea acolo, așadar, preiubiții mei, cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Hai că frică mai știm și dar cu tremur. Și atenție, asta nu e din Vechiul Testament. Ăsta e din Noul Testament. Mântuirea e atât de mare, pe care unii au căutat o căutat-o flagelându-se, alții au trăit o viață întreagă pe un stâlp, doar să poate căpăta mântuirea. Alții au trăit în pustie, au mâncat numai ciuperci și -au, au, găsit pe acolo prin pustie buruieni. Numai ca să capete mântuirea, așa zicea el că capătă mântuirea, în diferite moduri. E bine, Dumnezeu ne-a dăruit-o prin Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Păstorii nu ne pot duce mântuirea până la capăt. Părinții nu ne pot duce mântuirea până la capăt. Mântuirea ți se oferă personal prin credința în Isus Hristos și tu trebuie să o duci la capăt. Și Biblia vine și spune că ca să o poți duce la capăt, trebuie să ai frică și cu tremur. Ori dacă nu e asta, frații mei, rămânem buni penticostali, rămânem buni evanghelici, dar mântuirea e rămasă pe traseu. Și la urmă, Dumnezeu nu ne va întreba câți ani am venit la adunare și câți rânduri de papuși am rupt pe aici. Ne va întreba unii mântuirea pe care ți-am dat. Și dacă la urmă nu ai pe inventar lucrul ăsta, fratele meu, degeaba ai alergat mai mult ca alții. Pentru că trebuie să ai lucrurile acestea pe stoc, pe inventar când stai înaintea Domnului. Și singurul lucru care te ajută este frica Domnului. De aceea biserica umbla în frica Domnului. Sfințenia, frații mei, se trăiește tot în frica Domnului. Pentru că am primit mântuirea, am fost sfințiți pozițional prin Isus Hristos, dar suntem chemați să fim sfinți. Doamne ajută! Amin. Acum fiecare dintre noi suntem chemați la școală, biserica, împărăția Domnului este o școală. De aceea Domnul Iisus spunea, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați -i învățați Acum sunt elevi în clasa 1 -a care se chinui cu tot felul de chisulețe, nu le fac drepte. Și trebuie să sunt elevi de clasa 3 -a care încă au probleme la tabla mulțirii. Sunt elevi de clasa 7 8 -a care au probleme cu derivatele, cu extragerea de rădăcină. Sunt acum elevi de liceu care au o grămadă în spate, 14-15 ani de pocăință, care se stăduiesc cu integrale, derivate și acolo au de învățat și greșesc. Deci fiecare avem nivelul nostru, dar la nivelul ăla trebuie să ne corectăm și să ne sfințim. Doamne ajută! Suntem elevi, suntem tratați cu respect de profesorul, marele profesor, dar fiecare dintre noi în domeniul acela trebuie să ne sfințim. Că aș vrea ăla de la clasa cu tare, nu. tu trebuie să te sfințești în domeniul tău. Nu te compara tu cu ăla de la facultate. Compară-te cu anii tăi, compară-te cu nivelul tău. Și acolo, la nivelul tău, trăiește pocăința de nivelul tău. Doamne ajută! Ori, stimații mei, această stare de frică de Domnul, de respect, de reverență de Domnul, trebuie să o avem totdeauna înăuntrul nostru. Eu sunt slujitor și unul dintre modurile în care verific pentru păi tu te obișnuiești cu ungerile, cu delem, cu păstorii, ceilalți, ai acces la informații la care ceilalți nu au acces și discutăm și mai ales dacă circul, vezi într-o parte și în alta anumite situații, la un moment dat crezi că chestiile astea de, de aici, din zonă. Îți zice, da, ce e mare problema asta? Când mergem acolo, mergem dincolo, apare obișnuitul, rutina, dispare reverența aia, deci sunt mediul meu deja. Ori e... Uitați-vă ce frumos spunea David în Psalmul 139, după ce recunoaște că Dumnezeu cunoaște totul, omul acesta vine și spune în versetul 23 și apoi 24 din Psalmul 139, foarte frumos, Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea Păi dar eu spui baia bună, măi. Eu spui calea cea bună. Nu, nu, nu. S-a putea în încăpățânarea ta și a mea. S-a putea în mofturile tale și a mea să fi deviat de la cale. Și corect este în frica Domnului să spui, Doamne, sunt păstor, am ațani, pocăință, sunt frate, sunt soră, am copii, am dat naștere la copii. Doamne, te rog, evaluează-mă tu. Pune-mă tu la, la Remeneu. Evaluează-mă și dacă nu sunt pe o cale bună, nu mă lățam căpățânarea mea. Ci dumă pe calea? Ați făcut rugăciuni din ziua asta? Pentru că în timp ne sedimentăm. Că e bine, așa cum spun eu. E corect, așa. Și ce? Și ce? Mi merg așa. Toatele meu. Asta înseamnă că ai frică de Domnul. Suntem doar oameni. Putem greși. Putem avea concepții greșite. Și dacă am făcut eu prostia, prostia ilegală? Ori stimații mei, te verifici la aspectul acesta? E foarte mult de comportăm de parcă noi am inventat pocăința. De la noi ar trebui să iei în continuare. Ori stimații mei, când te apropii de Scriptură, mai vezi că cunoaște și altul, mai vezi că știe și altul și te porți în frică, umbli pe, pe, pe vârfuri așa, pentru că ești foarte atent. Apostolul Pavel are o asemenea mentalitate. Și mă uit, că mă întâlnesc câteodată frați, așa că, Doamne, dau pe, pe stânga, pe dreapta, eu nici nu mă uit. Știu două versete din Biblie și efectiv mă contrazic cu toți ceilalți. Apostolul Pavel mă uit cu câtă gingășie vine și spune în Filipen, capitolul 3, cu versetul 12. Spune așa, nu că, și -am, că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l pug întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amin. Pavel, tu încă alergi? Da. Noi avem un tip care se miră că nu se vede aureola deasupra capului. El nu mai are șansă, el, el e sfânt cum e trăit el pocăința, nu ai și comentat? Trebuie să iei lecții de el. Trebuie un ramat pus undeva. Frații mei, Sfin... frica de Domnul te face să-ți dai seama că n-ai terminat alergarea. Că pe final de drum se întâmplă cele mai multe accidente. Pe final de drum pleci spre casă și când ești aproape de casa părintească, mă, nu, nu, nu trag pe dreapta să mă odihnesc. Nu trag, că mai am puțin. În acel puțin se întâmplă nenorocirea. Numai eu știu la câte slujbe mormântare Am fost la străini care veneau acasă la părinți și în bucata aia puțină de drum, au adormit, au intrat în copac sau în șans și acolo au rămas. Pe final de drum se întâmplă toate astea. Prica de Domnul nu spune, trag pe dreapta. Cu oricum ajung acasă la părinți, mă odihnesc puțin, iau măsurile de prevedere, pentru că pe final de drum nu sunt atent și s-a putea vrăjmașul Sufletului meu să privească modul cum tratezi eu lucrurile. Frica de Domnul te expune, vii la frați, spui frații mei, eu vreau să-mi duc mântuirea până la capăt. Dacă vedeți că o iau pe arătură cu vorbele, cu atitudinea, spuneți-mi, nu mă lăsați, vedeți că mă duc spre prăpastie, mai ziceți, ăsta nu are nici parașută măcar. Nu sunteți frații mei, nu mă lăsați. Spuneți-mi, spuneți-mi dacă vedeți ceva. Nu mi-organizați cine știe ce, cum să o procedează la momentul actual. Dacă observați lucrurile, spuneți mi -le. Pentru că vreau să fiu mântuit împreună cu voi. Asta înseamnă frică de Domnul. Să ne ajute Domnul. Amin. Biserica umbla în frica Domnului. Avea simțământul acesta de a se cerceta, de a verifica. Și v-aș ruga tare mult. Dacă Dumnezeu va da dat Duhul Sfânt, că asta e foarte important. Cuvântul dă o anumită lumină, dar când Duhul Sfânt profesorul e înăuntrul tău, câteodată m-am uitat și la mine așa, când seara mă culc, când mă uit peste zi, arată bine toată treaba. Numai când mă expun prin rugăciune Duhului Sfânt și spun, Duhule Sfinte, verificăm tu viața, El îmi scoate la lumină lucruri pe care n-aș fi vrut să le scoată. Eu le țineam acoperite acolo. Greșelile mele, vorbele mele, Duhul Sfânt le scoate și spune, nu e ok să vorbești așa. Nu e ok să spui așa. Nu e ok să gândești chiar așa. De ce gândești așa despre fratele tău? Știi datele acestea? Cu tare. Doamne, lasă-mă că mi-e somn, o încerc eu să o cotesc. Nu, Duhul Sfânt spune, bun, când te scoli, eu te apuc din nou cu problemele astea, nu e ok. Pentru că Duhul Sfânt îți luminează cugetul și începe să te învețe că nu sunt ok anumite lucruri. Și atenție, biserica nu știe ce mă confrunt eu. Biserica nu știe ce am găsit, gândit eu. Mulți ar bucura să știe ce am gândit eu. Dar Duhul Sfânt vine și îmi spune, corectează-te la nivelul acesta ca mai târziu să n-apuci scăpi cuvinte nepotrivite sau chiar să ai fapte nepotrivite, că totul pleacă de aici. Oricând te corectează Duhul Sfânt, că la asta ne-a fost dat Duhul Sfânt. Nu în primul rând să vorbim în alte limbi, ci în primul rând Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Doamne ajută! Și adevărul nu totdeauna e plăcut pentru noi, dar e frumos că nu-i public. E frumos că Duhul Sfânt nu se ridică un proroc și vine și îmi dă pe față gândurile mele în plen adunare. Nu! Vine la nivel personal și dacă îi dai voie Duhului Sfânt, el îți spune, uite atitudinea asta nu e corectă de un slujitor, atitudinea asta nu e corectă, cum te comporți tu cu soția ta, nu e corect lucrul ăsta. Și Duhul Sfânt îți spune, tu nu îi spui soției ce ți-a spus Duhul Sfânt, dar începi să repari lucrurile. De ce? Pentru că profesorul ți-a spus, nu trebuie să te umilești, nu trebuie absolut nimic, dar îți dai seama că Duhul Sfânt ți-a spus lucrul, pentru că L-ai. Doamne ajută! Amen. A umbla în frica Domnului, tocmai lucrurile acestea presupune, frații mei, și e înălțător să umbli în frica Domnului. Pentru că m-am uitat peste pasajul biblic și unul dintre lucrurile de care suferă biserica acum este tocmai asta. Samul 34, versetul 9, Sfânta Scriptură spune în felul următor. Temeți-vă de Domnul voi Sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Sfinții Domnului li se cere să se teamă. Pentru că de obicei Sfinții trăiesc pocăința, și văd de adunare cu tare și la un moment dat nu se mai tem. Deci nu se mai tem. N-are, dar ce are asta? Dar ce are cealaltă? Păi frate, dar vezi că tu rupe adunarea în felul, Dar ce are? Frații mei, nu uitați noi suntem iubiți de Domnul. Noi suntem iubiți de Domnul, personal suntem iubiți. Dar Dumnezeu ne aduce în biserică și mai mult decât pe mine, mai mult decât pe tine, mai mult decât pe oricine din adunarea, Domnul Iisus își iubește logodnica, care e biserica Lui. Dacă eu vin și dau câte un șut la logodnică să umblă o săptămână și chioapă, dacă eu tot îi bag dejdele de în ochi la logonice. dacă eu fac logonica Domnului își capă, dacă fac logonica Domnului că nu vede, fac mișto de logonica Domnului. Când ne-a dat logonicul una, că m-a lovit cum știe el, ce te mai scapă de acolo? De aceea v-aș ruga tare mult, aveți foarte mare grijă în domeniul ăsta. Noi putem discuta anumite tematici, dar nu atingeți biserica Domnului. Aveți grijă de aspectul acesta. Eu i-am văzut pe oameni care strigau ca disperații. Doamne, acum ascultă-mă. Și Dumnezeu spunea nu. Nu. Doamne, copilul meu, uite, e un băiat din nota 10, l-am crescut, o frumusețe de copil, e un inteligent la locul lui. Doamne, s-au apucat de droguri, s-au apucat, are, are, anturajul ăsta, nici, nu știu ce, nici el nu știe ce... Doamne, ascultă-mă! Bun, dacă eu am trimis, te-am așezat în biserică, și acolo am trimis oameni pe care am scăpat din băutură, din droguri, din destrăbălări, i-am adus acolo. Și tu ai făcut mișto din ei, tu ai făcut cu tare, tu ai rupt, tu ai îmblat numai cu zăzane, în dreapta și în stânga. Și ți-am spus, oprește-te că și ăștia copiii mei cum ești tu. Oprește-te! Mi-ai nu mă interesează, n-au ce căuta ăștia aici, n-au ce cu Bun, acum ti doare inima? Da, tată, mi se rupe. Așa mi se rupea și mie când ai au plecat. Stimații mei, nu vă jucați cu lucrurile acestea. Frica de Domnul te face să rămâi acolo. Eu îmi dau seama că de fiecare dată nu lucrez perfect că sunt om. Încerc să fiu cât mai aproape de adevăr. Și nu știu cât de adevăr am făcut lucrurile. Și mă bucură pe mine că după ce eu m-am culcat și toți frații slujitori se culcă, Hristos își zidește în continuare biserica. Slăviți-vă! Cred că mai mult are de reparat, dar el își zidește biserica. Când eu vin la biserica asta să-i fac anumite lucruri intenționat, pe baza dorințelor mele sau a planurilor mele, mai bag și o prorocie ca să am legitimitate, eu lovesc în biserica lui Hristos. Niciodată n-am văzut pe cineva să ajungă bine în domeniul ăsta. De aceea e important să rămâi, după ce Dumnezeu te-a chemat, rămâi la locul tău fă-ți treaba în dreptul tău și în restul, Iisus Hristos își va conduce lucrarea. Slăvit să fie Domnul! Asta înseamnă să ai teamă de Domnul. Văd foarte mult tupeu care intră în biserică, foarte multă nonșalanță. V-am încă o dată expresia asta, parcă au inventat ei ei știu exact. Mai au și câteva lucrări care le interpretează în direcția lor și apoi își permit tot felul de lucruri. Frica de Domnul înseamnă totdeauna să fii atent. Dar ori așa ai? Dar Domnul ce zice? Mai dar uite ce o vorbit Domnul. Vreau să mai pun o dată înaintea Domnului, pentru că mi-e îmi pasă de lucrul ăsta. Câteodată îmi vine lucrare din partea Domnului că diavolul a pregătit un plan să pot cădea și toate lucrurile sfăcute ca eu să nu văd să cad acolo. Și prorocul îmi spune, frate, trebuie să ai foarte mare grijă. Că lucrurile sunt pregătite foarte bine ca dumneavoastră să cază. După ce pleacă prorocul, îi spun, Domne, Doamne, după cum explică prorocul, cum îi pregătit, diavolul muncește, grozav. La diavolul e ciudă că noi dormim, el nu doarme. Noi ne culcăm, ne odihnim și când ne sculăm, suntem fresh. Când ne culcăm seara, suntem mai obosiți. De aia e bine, nu vorbiți, nu trebuie seara. Că ești obosit, mai scăp cuvinte nepotrivite și așa. Te culci și dormi. Când te scoli, ești fresh așa mai departe. Ești mai atent, ești mai vigilent. Ei, diavolul e supărat că noi dormim. El organizează totul. Eu am spus, domnule, Doamne, doamne cum lucrează diavolul și cât schinu el, nu poate dormi și îmi pregătește mie, eu drept în groapa aia mă duc, drept în capcana lui. Dar dacă tu îmi faci de cunoscut unii capcana, eu îți promit că o colesc. Și în timp ce merg, fără, și uit lucrarea aia, lăsat undeva în subconștient, e lăsat acolo, e o lucrare. Rău. În timp ce merg așa și mă întâlnesc cu cineva și respectiv începe să spună ceva. Și în timp ce respectivul spune ceva și e foarte pasionat în ceea ce spune el, să mă convingă, din subconștientul meu profesorul, care îl am înăuntru, că el va fi cu voi și îmi ia tocmai lucrarea aia și mi așa spune, asta e groapa pregătită pentru tine. Și din momentul respectiv, zâmbesc puțin, al altui interlocutorul meu poate să prinde, zâmbesc, dar de ce? Păi că mi-am adus aminte de ceva. Dar ce-i ce, -i, ce -i Știi ceva? Cumva? Intră și el la bănuiele acum. De ce profesorul înăuntru tău? Pentru că ăsta e sensul lucrării Duhului Sfânt, frații mei. Te atenționează, îți pune marfa pistoc și îți aduce aminte la vremea potrivită. Ori, frica de Domnul, te tratezi lucrurile așa, Doamne, mi-e teamă de tine. Nu vreau să păcătuiesc, nu vreau să greșesc, nu vreau să duc biserica într-o direcție greșită, nu vreau să dau o învățătură greșită te rog ajută-mă să mă corectez dacă greșesc. Vezi ce pe ce cale sunt și dumă pe care veșniciei. ei. Doamne ajută! Amin. Când trăiești așa, umbli în frica Domnului. Să ne ajute Domnul. Al doilea aspect este să te bucuri de pace. Problema păcii în bisericile Domnului este o problemă puțin mai spinoasă, dar este o problemă de tratat. În primul rând să dorești pace. Dumnezeu toarnă în inima noastră pace. Și prin Harul lui Dumnezeu ne ajută să avem pace. Spune Biblia, căutați pacea și umblați după ea. Yeah. Și trebuie să căutăm pacea. Trebuie să urmărim pacea cu frații noștri. Nu uitați, stimații mei, atunci când citim Sfânta Scriptură, v-am spus că suntem pe diferite clase. Într-un fel înțelegem matematica cel de la clasa 1 în alt fel înțelegem matematica cel de la clasa 5 -a, și în alt fel înțelegem matematica la, la liceu are acces la alte informații. Bineînțeles că ăla din clasa 1 -a, crede că știe tată matematică. Bineînțeles că ăla din liceu crede că el e super, știe și ca genii în matematică. Nu uitați, exista un frate de al nostru care era ajuns în Statele Unite, lucra la NASA, numai în domeniul ăsta al calculilor matematice. Și îi spunea, a ajuns doxa, toată casa lui era plină numai cu notițe, din de matematici, de totuși, nici nu avei voie să, nici nevasta nu avea voie să, îmi spuneau ăștia, nu avea voie să -mi miște ce era prin casă, că toate aveau un sens așa. Și ăsta care era doxa de matematică, el mânca matematică, nu altceva, îl întreabă cineva, ai ajuns să știi toată matematica? Și ăsta nu, ființă umană, dacă știi 3% din matematică, din toată matematică. Deci totul e făcut pe concept matematic calculatoarele, de exemplu, pe, sisteme matematic, 1 și 0, în combinație, totul e făcut. Ei, universul ăsta, tot e în matematică, dar nu intrăm în domeniul ăsta. Vreau să spun că cunoaștem ceva anume. Bun, când studiez Scriptura, care e înțelepciunea lui Dumnezeu, ajungi să ai o anumită percepție asupra Scripturii. Te întâlnești cu altul care are o altă percepție asupra Scripturii. Ce face acum? ei cum spun eu, e bun. Tu înțelegi? Biblia vine și spune, fraților, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la... Aș vrea să vă citesc versetul ăsta, pentru că ăsta creează cele mai mari uh, tensiuni care iau pacea din biserici, și din comunitățile noastre. Și e foarte important. Filipen, capitolul 3, versetul 15. Exact după dorința aia de a prinde ținta, de a prinde premiul chemării cerești. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Versetul 16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la... Bun, dar ești diferit, băi, față de mine. Băi, putem cânta împreună? Da. Putem să ne rugăm împreună? Da. Putem ține o zi de post împreună? Da. Putem merge la aceeași adunare? Da. Hai să umblăm la fel. Doamne ajută! În restul, cu răpirea bisericii, când va fi, înainte din ecaz, în timpul necazului sau după, căucina cu așa sau așa, spălarea cu așa, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la în celelalte, și fiecare avem un neon așa, sunt becuri de-astea puternice, bag neonul în ochiul lui, trei zile nu mai vede nimic, dar până aștept eu să lumineze Domnul pe el, dar Domnul ne-a așteptat pe mulți 20 de ani să ne ilumineze la un anumit domeniu. Și noi vrem să iluminăm pește acum, ai, 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 să faci cum vreau eu. Nu, nu, aici să trecă Fi Fii finuț cum a fost Dumnezeu finuți cu tine. Că ai fost încălcit, sușit. Și dacă ați amănat cu mine, ați fost și încăpățănați. Ei, Dumnezeu ne-a așteptat, ne-a răbdat, ne-a luminat, și acum ne bucurăm de lumina Lui și încă trebuie să ne mai lumineze, că încă mai este. Ei, noi, pe frații noștri, neapărat să crezi ca mine, cum zic eu. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Doamne ajută! Știți cât e de frumos lucrul acesta? Ai pași cu toți ceilalți. Spune Scriptura, nu vă apucați la discuții privitoare, la părerile îndoielnice. Nu te apuca că îți pierzi fața. Că găsești unul bun de gură și nu mai știi cum să scăpi. De ce? Pentru că tu o cauți cu lumânarea. Dar te pune cineva să faci lucrul ăsta? Ori foarte mulți credincioși pierd pacea în domeniul acesta. Și tot la aspectul ăsta vreau să vă mai spun ceva care e foarte important pentru Pacea trebuie menținută, dar nu cu jerfirea sfințeniei. Spunea autorul epistolei către evrei că fără pace și sfințire, nimeni nu va vedea pe Domnul. Și Anania și Safira au avut pace, bună înțelegere, dar n-au avut sfințire. Și din în aceasta au murit în decurs de trei ori amândoi. Dar pace au avut înțelegere între ei, între soț soţi și soție. S-au înțeles foarte bine. De foarte multe ori căutăm pacea în biserică, în detrimentul sfințirii. Păi nu mă iau de el, să-i spun că îi, rău ce faci. Comentează atât când se predică, el tot comentează, spune că ai, e bun, te nu mai iau, îl lăs, că doar nu te pui cu dânsul. Frate mei, trebuie să-i spui la om. Aici e local public și nu-l lasa pe altul. Dacă e lângă tine, spune, lasă-mă să ascult cuvântul. Toți am venit să ascultăm aici. Ai ceva dispus, treci pe o listă, te pune în față și toți te ascultăm pe tine cât te pune. Dar nu comenta din bancă de aici. Dacă să nu ca să nu-mi pierd eu pașa, lăsă și așa tulbură pe unul, tulbură pe altul, vezi că vine un prieten, îl lângă prietenul ăla să pune și tu comentează acolo. Pentru că a trecut primat prin mâna ta, dar tu ai iubit pașia mai mult ca sfințenia. Pentru că, dați-mi voie să vă explic lucrul ăsta puțin așa, de ce e fineția asta pe care o avem noi și de multe ori e... Este un pasaj biblic și dumneavoastră îl cunoașteți de foarte multe ori, <coughs> la el apelăm. Spune Biblia așa, așa că dacă ți aduci darul la altar și acolo ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău, apoi adus darul. O, dar de ce să mă duc eu să îmblă după el și așa mai departe? Acum știți cum e, câteodată eu văd câte o soție așa, neatentă, își creează obicei și îl contrazice pe soțul în public. Și eu ca păstor nu pot căuta doar pacea, trebuie să caut și sfințenia. Îi spun, soară, nu-i frumos. Chiar dacă soțul dumneavoastră greșește, n-ai voie să-l contrazici public. Te duci acasă, vorbești cu el, poți să răcnești la el acasă, mai ales dacă aveți izolații la casă, poți să răcnești fără nicio problemă. Dar public nu ai voie să-ți umilești soțul. Public n-ai voie să faci așa ceva. Știi ce îmi spune soara aceea? Poate Virgil, sunt supărată pe tine tu ești singurul care mi-ai spus lucrul acesta. Toți sta din gură. Dumnezeu mi a spus, să te văd eu cum dai șina de acum înainte. Corect, după versetul ăsta, ar trebui să nu mai predic, să nu mai fac șina, să nu mai împart, să mă duc la sora, să-i spun, sora, te rog frumos să mă ierți, pentru că l-ai umilit pe soțul chiar te încurajez, bate joc la maxim de densul, ca să pot eu predica liniștit în continuare. Oare asta e înțelesul? Bun, îi spui un om care duminica dimineața, frați, tineri, vin la biserică, în timpul ăsta el își ia undița, îți și la pescuit. Băi frate, nu-i corect, tu ești frate cu noi. Duminica dimineața, lasă-ți undița acasă, du-te sâmbătă, du-te în altă de dacă îți place peștele așa grozav. Dar duminica, în fața copiilor noștri, a, tăi, a copiilor tăi, vină domnule la biserică, frate, vezi de treaba ta, să văd eu, de acum am ceva împotriva ta. Vă mai recitesc o dată, așa dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva, ceva este orice? Spune Sfânta Scriptură de la versetul 21, pasajul biblic de aici, că noi luăm numai un singur verset și scoatem ochii la alță, cu ăla. Spune Biblia așa, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine ucide va cădea sub să judecății, dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului genei. Așa că, dacă ți aduci aminte că cineva are ceva, ceva înseamnă cele din mai sus. L-ai jicnit pe fratele tău? L-ai disprețuit? L-ai făcut prost? L-ai făcut nebun? Du și cere scuze! Dar dacă i-ai spus să vii la adunare și el e supărat, nu-ți ceri tu scuze. Dacă i-ai spus la doamnă să asculti bărbatul și să nu-și bată joc de el în fața copiilor și altora, nu-ți ceri scuze, că asta e învățătura sănătoasă. Doamne ajută! Păstrează pacea! Pentru că de foarte multe ori tu peiști și ne simțiți pătrund în biserică gândindu-se că tu ai să ții la pace mai mult ca la sfințenie și o grămadă din voi asta faceți. Pentru că în biserica din Corint, unul s-a apucat, venind din mediul ăla imoral, s-a apucat și trăia în curvie și bas chiar să lăuda cu ce se întâmpla acolo. Apostolul Pavel n-a apucat să se ajungă în Corint, dar le-a scris o epistolă la Corinteni și a spus așa, între voi este o curvie din aia care nici la păgând nu se că Mărturia voastră este compromisă. Ca să puteți rezolva problema aceasta la nivel de biserică, Duhul Sfânt să poată mulți că în modul ăsta nu poate mulți cu, cu susținerea acestui om. Dați afară pe răul acela din mijlocul vostru și apoi nici să nu mai stați cu el la masă. Cu un asemenea om nu stați la masă. Ia imaginați-vă, după ce eu scriu Pavel, scrisoarea... Ăsta era de aici, ei cum natu, ei, a făcut și o greșeală, da, cu tare, hai, hai la masă, beze, este conduci, asta te pune aiure, așa, că e drept că, na, da, chiar așa, domne, trebuia și așa mai departe. Câte chestii, nu, 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 biserica din Corint, efectiv, nici nu mai stăteau cu el la masă. Efectiv, eu spus, nu se poate așa ceva. Păi da, voi nu iubiți pacea? Ba da, tocmai pentru că iubim pacea, de-aia spune că nu stăm cu tine la masă, nu să mai mai face și altceva. În a doua epistolă, Apostolul Pavel se vede selit să se scrie în, în, epistola sa, spune, primiți-l înapoi pe cel, ca să nu fie doborât de prea multă. Dar de unde întristarea? Pentru că nu stat ăștia cu el, nici nu mai vorbeau cu dânsul. Și omul a avut întristare înăuntru lui. Dar dacă avea sponsori în adunare, lasă-i că e bine, păcat că n-am făcut pă și eu așa ceva, cu cutare, lasă-i că... Deci, după ăștia, lui nu-i părea rău. Știți cât o grămadă de oameni sunt pierduți din cauza faptului că ținem la pace și nu la sfințire? O grămadă de oameni sunt pierduți. Pentru că noi îi sponsorizăm în, în răzvrătirea lor. Ori, stimații mei, dacă vrei să ții la pace, să ai pace lăuntrică, caută pacea pe care o dă Dumnezeu, nu oamenii din adunare. Când am pace cu tine, nicio problemă. Se spune că decât o pace compromisă, mai bine un război sfânt. Ori din punctul ăsta de vedere, v-aș tare mult, frații mei, căutați pacea și sfințirea biserică a se bucura de pace în toată Iudeea Galileea. V-aș ruga dacă vedeți pe cineva cu respect că păcătuiește, nu așteptați să vii conducerea bisericii. că n-are de să știi conducerea bisericii ce ai văzut tu. Tu ești ca profetul Ezechiel, ție ți s-a dus la cunoștință. Cineva sub formă de bârfă vine și spune ceva despre cineva. Sub formă de bârfă. Odată ce informația aia a ajuns la tine, tu trebuie să faci ceva cu ea. Bineînțeles că noi o plasăm în altă parte. Ai auzit și a făcut ăla? Nu, nu, tu trebuie să faci ceva cu informația aia. Soțul la o soară, din biserica din Volsec, îi începe să-i placă băutura bere nealcoolică, după aceea au văzut că s-au obișnuit, vrea cu puțin alcool, mai așa, mai o dă pe din două, cu una, cu alta, dar începe să vede după el, că începe să-i placă. Și cineva la radio șanță, așa, vine și îmi spune mie, care cineva? Tu ai auzit că ăla mai îmblă, clătinându-se așa, nu pregăsește drumul când e pieton. Și așa, mai departe, cu tare, e și treabă, îți dai -ți seama. Dar de ce oare? Păi nu, nu știi, știu grămadă, consumă. Bun, odată informația asta ce a ajuns acolo, tu trebuie să faci ceva cu ea ca și credincios. Și anume, bineînțeles când cauți spația, să-și vadă de treburile lor, să-și vadă de cutare. Păi de la poate deveni alcoolic. Vă la poate și să lasă soția, pot face o grămadă de prostii în direcția asta. Și tu știi treaba asta. Biblia spune fiul omului. Dacă îl lași pe omul ăla să meargă în păcatul lui, el va muri din pricina păcatului său dar sângele lui îl voi cere din mâna celui ce a știut. De aia nu ridicați mâna mult la rugăciune. Ca știu de copii altora când merg la discoteci. Ca știu de copii altora ca au prietene sau prietene în lume. Dar asta tu din gură și altuia. Vedem noi cum mai predică. A știut. Și după ce s-a dus, el moare din prinsina păcatului său. Dar sângele lui i-a cerut din mâna celor ce au știut și nu au făcut nimic. În schimb, Biblia spune, dacă tu te duci și îi spui de păcatul lui și îi spui să se întoarcă și el merge în păcatul lui, el moare din cauza păcatului și sângele lui este asupra lui. Dacă știi o informație, ce faci cu ea? Dacă o ascunzi așa, să nu te miri că sângele copilului celuia sau omul e pe mâinile tale. Bun, revenim la cazul fratelui nostru. Dacă am tăria, mă duc să stau de vorbă cu el. Frate, am auzit o vorbă, nici nu știu dacă e adevărat sau nu. Am auzit că consum alcool. Am auzit că... Bine, îți spun ce am auzit, nu știu dacă e adevărat. Dar mie îmi pasă de tine. Tu ești un băiat, un om deosebit. Domnul și-a făcut har, te-a mântuit. Te ai o soție extraordinară, ai copii extraordinari. Ești un om extraordinar cum de poți permite ca un lucru de genul ăsta să strici demnitatea ta și viitorul tău? Încă o dată, nu știu, îmi dai voie să te ajut. Îmi dai voie. Bun, dacă n-ai tăria să faci informație, trebuie să faci ceva. Cine răspunde de comunitatea respectivă? Te duci la cei ce răspund și spun, fraților, azi am aflat. Azi am aflat. Să bănuiești că ca... nu știu dacă e adevărat, e o vorbă, e o bărfă, e o cutare, dar informația trebuie să verificată. Azi mă aflat că fratele la consumă alcool și din ce în ce mai des. mi -mi cum să mă duc, n-am tărie, ați venit trei zile la pocăință, n-am tărie. Dar vă rog frumos, vă pun problema asta și rezolvați-o. Conducerea bisericii ia problema aceasta, să în biserică, fraților, ne rugăm pentru soțul unei familii care are anumite probleme. Nu se spune numele, nu se știe, biserica începe să roage prin pârghii care le știu, frații, înceap, încerc să, încearcă să intervină, să rezolve problema. Pentru că ai pus problema asta în mâna cuiva. Facem lucrurile acestea. Sau le aflăm, ne bucurăm o bucată și auzim cu că căzut de la credință: Satana asta e periculos. Dar satana a avut aliați au avut prieteni prin zonă și au spus că în e cazul îi folosesc de nou, că cu asta se ocupă. Frații mei, trebuie să vă spun lucrurile astea. Trebuie să vă spun. Pentru că într-o zi s-a putea să se întâmple ție. Și să-ți vadă altul copilul că iese de la discotecă, cum iese, și să nu-ți spună. Pentru că nici tu n-ai spus la altul. Și când se putea rezolva problema, s o ascuns-o frații tăi, prietenii tăi, neamurile tale. Și când deja au devenit dependent, când deja avea copil din flori, când deja, când deja știau toată lumea, n-ai mai avut ce faci. Dar și bine era dacă aveai prieteni cu toată rușinea, să ne băie, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar am văzut, poate l-am confundat, te rog să verifici, poate să dea Dumnezeu să nu fie băiatul tău sau fata ta, dar am văzut lucrul ăsta, Hai vezi, și dacă e așa, ținem și o zi de post, intrăm. Că la asta e adunarea, frații mei. La asta e adunarea. Adunarea nu-i să vezi, să taci din gură, și iubești doar pașa. Că nu ai pace. ce cu măsură mă, măsori, cu aceea ți se va măsura. Și dacă vezi copiii ai Domnului care se duc spre prăpaste și râzi, vei vedea în șerul ăla poate nepoții tăi, dar nu-ți va mai veni să râzi. Pentru că ce seamănă omul, aceea seceră. Stimații mei, mă opresc aici la domeniul acesta. Căutați pacea și lăsați-o să stăpânească în inimă. Când stăpânește pacea lui Dumnezeu în inimă, te ridici tranșant. Eu am probleme cu oameni care îți bun, îți buni bun administratori, îți bun, dar vor și păstori. Și am spus, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta. Tu ești bun acolo, tu ești bun dincolo, dar nu trebuie să fii... E la colme supărat la maxim. Îi în scandal vrea de om pace, pentru că eu nu trebuie să pun oamenii numai ca să am pace. Eu trebuie să pun oamenii care trebuie în lucrarea Domnului. Doamne ajută! Și răspunde lucrul ăsta. Că altfel stai după ei. Din pricina asta mă culc și dorm în pace. Spune Sfânta Scriptură că Irod l la prins pe Iacov și până biserica să se unească la rugăciune, eu și tăia capul cu sabia. După care l-a prins pe Petru și Petru știa ce Pietru știa ce l-așteaptă. În noaptea dinainte execuției, spune Scriptura că biserica nu dormea, se ruga pentru Petru. Și Scriptura ne spune că un înger a fost trimis să-l scoată pe Petru din temniță. Ne-am fi așteptat ca îngerul să-l găsească pe Petru la ușa temniței. Dar nu, Petru dormea. At atâta de adânc dormea încât o trebuit îngerul să-l lovească în coastă, să-l trezească, să-i spună îngerul îmbracă-te, în te, -te încalți și ieșim afară. Păi dar cum poți să dormi tu când a doua zi e execuția ta? Simplu. Că dacă pacea lui Hristos care întrece orice cunoștință stăpânește în inima ta și ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, știu că diavolul e împotriva lui și tot solii lui sunt împotriva ta, dar tu te culci și adormi în pace. Doamne ajută! Amin. Te culci și adormi în pace, pentru că pacea lui Dumnezeu stăpânește. Ultimul aspect pe care vreau să vi-l prezint, frații mei, se întărea sufletește. Urmăriți lucrul acesta. Foarte mulți slăbesc pe cale, pentru că nu sunt tari. Primul lucru care ne întărește sufletește este cuvântul lui Dumnezeu, asimilarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Spunea psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu... Păi, dar n-ai ambiție? Nu faci nimic cu ambiția. Nu faci nimic cu promisiunile. Doar strângând cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere. Cuvântul lui Dumnezeu este deosebit cum le spuneam la frați, am văzut oameni care au învățat Luceafurul din Mia Eminescu, 97 de sofi, pe de a rost. O lua 10 la limba și literatura română. Dar n-am întâlnit niciun om mântuit prin Luceafurul din Mia Eminescu. Însă pe baza versetelor biblice predicate, de frați mai în vârstă, mai tineri, mai școlați, mai puțin școlați, am întâlnit sute și mii de oameni mântuiți prin cuvântul Evangheliei. Amin. Amin. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu ți dă numai informație, îți dă și putere. Dumnezeu nu numai te informează ca minții rău, își dă și putere să nu mai minți. Dumnezeu nu-ți dă numai informații, cine fura să nu mai fure, îți dă și putere să eviți lucrul acesta. De aceea, strângând cuvântul lui Dumnezeu, îmbibându-te, îți dă putere să lupți împotriva păcatului. Cunoașteți foarte bine păstorul apostolului iubirii, numit apostolul Ioan, scrie în epistola sa categoriilor din biserică. Și categoriile erau următoarele, copilașii, tinerii, și părinții. Copilașii sunt cei care învață să meargă. Mai cad, pe, pe, lângă păreti, mai cad, păi cutare tare, copilașii. Pentru că copilașii cad, apostolul le scrie copilașilor următoarele lucruri. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălul Mijlocitor pe Isus Hristos. Totdeauna, la copilaș, așa le scrie. La tineri. Știți ce le scrie? 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 14. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți stari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Și ați biruit pe Cel? care e diferența de la copilaș la tineri? Au crescut. Au crescut. Tinerii asimilează mai mult cuvântul lui Dumnezeu și pentru că asimilează, sunteți stari și-ați biruit pe cer rău. Soluția pentru noi a ne întări este a strânge cuvântul lui Dumnezeu. Și acum e important să citești tu cuvântul Domnului. E important să meditezi la cuvântul Domnului. Dar toți avem o anumită lumină. Mie mi-ar place să-mi dea în mie Dumnezeu toată lumina. Dar nu. Dumnezeu spune cunoaștem în parte. Și pentru asta venim la adunare multe din lucrurile pe care vi le spun eu nu sunt descoperirile mele. Eu sunt descoperirile altora care nici nu ajung la învon. Mi-am făcut timp, am stat de vorbă cu ei, am citit cărțile lor, M-am -am întâlnit cu ei, ei mi-au spus experiențele lor, gândurile lor din Scriptură, ei dacă ajung la amvon nu îi înțelegeți, mulți dintre ei au trac când ajung la amvon, să au emoții, nu pot să... Mie pe avion, pe tren, pe unii m-am întâlnit, mi le-au spus. Eu am luat gândurile alea, le aduc pentru că ei nu vin aici, dar partea lor vom împărtășesc cu voi. Când vii la adunare, tu ai doar partea ta. Când te adun cu ceilalți frați, Dumnezeu începe să te lumineze și îți dă și părțile lor. Și în felul ăsta, cuvântul Domnului te îmbogățește și ești tare. Doamne ajută! Primul aspect în care te întărești este în cuvânt. Al doilea aspect este în rugăciune. Spune Sfânta Scriptură că în vederea situațiilor dificile care vor veni pe pământ E foarte important ca și credincioși să avem grijă. Luca capitolul 21, versetul 36 spune Biblia așa. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere, ca să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Rugați-vă ca să aveți putere. Prin rugăciune capeți putere de la Domnul și te întărești. De aceea cele două sunt atât de importante. În biserica primară au apărut diferite situații și putea să devină o biserică socială. Și anume, la un moment dat s-au constatat că ăștia nu știu să împartă mâncarea bine la văduve sau ajutoarele la văduvele. Și m-aș fi așteptat și cred că Petru nu știa să împartă ajutoare? Ioan nu știa să împartă pachete cu ajutoare? Bă da! Dar Petru a venit și înțelept călăuzit de Duhul Sfânt, a spus în felul următor, să pot găsi alți oameni să poată face lucrul acesta, noi ne vom dedica în continuare doar la cele două lucruri care întăresc poporul Domnului, predicării cuvântului și rugăciunii, slăviți vie fie Domnul. Că celălalt are și le face. Când ne adunăm împreună, frații mei, rugăciunea și predicarea cuvântului întăresc ființa umană. De aceea, biserica primară umbla în frica Domnului, căuta pacea și sfințenia, apoi se întărea sufletește, și la biserica asta care umbla în frica Domnului, Duhul Sfânt a la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ne rugăm ca din cei pe care Domnul îi mulțește și îi adaugă să fie și copiii noștri, și nepoții noștri, și vecinii noștri, și colegii noștri de muncă, pentru că are la ce adăuga. Spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor, voi colindați pământul și marea ca să faci stucenic. Și când l-ați făcut, îl faceți de șapte ori mai rău decât voi. O biserică care e cu tensiune, cu vorba raie, dacă cineva se este adăugat, știți cum va deveni? Ca e de acolo. Dacă o biserică se bucură de pace, dacă o biserică umblă în frica Domnului, dacă o biserică se întărește prin rugăciune și prin cuvânt, când Dumnezeu adaugă la biserica aia, oamenii ei umblă în frica Domnului, caută pacea și sfințirea și să întăresc. Și are sens ca Duhul Sfânt să, să, aducă. Uitați-vă la bisericile cu oameni, cu proroci, cu oameni deștepți, capacitați, cu capul mare, toți, să șartă între ei. Uite câți vin la mântuire. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează să aducă acolo, că devin mai răi ca ei. Ori Duhul Sfânt nu aduce pentru asta. Când o biserică se gândește, băi, am părerea mea, am concepția mea, dar trecem peste. În domeniul ăsta discutăm altă dată, dar între noi să fie pace și liniște, cântăm o cântare împreună. Când vine Duhul, Duhul, Sfânt și vede, tot adaug acolo, care la cine? Să dea Dumnezeu ca biserica dumneavoastră să fie o asemenea biserică. Amen. Amin, Domnul.